ci că unul se duce să cumpere un cal. Nu, nu e bancul cu l-am adus să-l fac de râs, stați cu mine. Deci, merge unul să cumpere un cal. Vede unul negru, mare, frumos. Cât e, domne? 20.000 de euro. Puu, scump. Da, domne, dar e dresat, e rasă pură, e antrenat, sare peste obstacole. Na, mai merge. Vede un cal sur, o frumusețe. Cât costă, domne, ăsta? 10.000 de euro. Puu, foarte scump. Da, domne, dar are antrenament, sare, galop, trap, o nebunie. Mai merge, vede un cal așa și așa, cam urățel. Cât e, domne, ăsta? 1.000 de euro, tată. Bă, e tot cam scump la cum arată. E antrenat, face sărituri. Nu tocmai. Îl ia cumpărătorul să dea o tură cu el. Aleargă, aleargă, își dă seama că animalul nu vedea, era orb. La un moment dat calul intră cu viteză cu capul într-un zid. Ăsta speriat se întoarce la vânzător. Domne, ești nebun, domne, de ce nu mi-ai zis că e orb? Lăsă, tată, orb, orb, dar ai văzut cât de curajos e? Cam așa e Veorica. Nu știe nimic, dar vrea la bătaie. Habarnistă, habarnistă, dar ați văzut cât e de curajoasă? Chiar dacă s-a deplasat în state unde avem o mare majoritate a românilor care au plecat din țară, nu s-a întâlnit cu ăștia. Amănunte, astea-s ca semințele la dăncilă. Ce naiba? Chiar ne alintăm acum că le-a zis ăștia celor din diaspora, nu? Adică, serios, la cât de praf e ea, ne luăm de chestii de-astea. Hai să trecem la lucruri serioase. Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteți spune? Raza la pătrat. E pi ori raza la pi ori raza la pătrat. Chiar dacă vreți să vorbim despre matematică, vă stau la dispoziție chiar după terminarea conferinței de presă, acestui dialog cu presa. Ne vă stau la dispoziție. Doamna Veorica știe meditație de asta la separeu, în privat. Așa în public, mai mănâncă din constante, îi mai scapă o variabilă pe jos, mai uită un radical. Dar în privat, e ca Livache când o spunea pe aia cu hai cu mine la baie să-ți arăt. Mă rog, poate că ne legăm de prostiile astea cu aria cercului și pentru că după 30 de ani de democrație, cam asta e consistența personajelor politice. Să fim serioși, e dezastru, doamna Dăncilă, e praf. Nimeni nu contestă asta, nici măcar pesediștii. Poate nu avem cel mai bun candidat care puteam să-l am. Nu-i nici geniu, n-a luat niciun premiu Nobel, cel puțin până acum. Dar este reprezentantul nostru și suntem cu toți în pericol dacă Viorica Dăncilă nu va ieși ceea ce trebuie să iasă. Bineînțeles că nu poți să spui nimic despre ea, că imediat apar cei care ți aruncă în față: băi, băi, alo, dar pe arogantul ăla nu-l vezi, mă? De unde are ăla toate casele? Iar când zici despre case, apar cei care spun: a, am înțeles, gata, te-ai vândut și tu. E mai bine cu sclava lui Dragnea și cu PSD, am înțeles. Bă, aveam pretenții de la tine, băi, pamfletarule. Apropo, există un mesaj standard făcut într-una dintre fermele de comentarii pe rețele sociale care lucrează pentru Iohannis. Da, că au și unii și ceilalți. E, primim mesajul ăsta pe pagina emisiunii de zeci de ori pe seară. Că, domne, te iubeam, mă, te iubeam, mă uitam la emisiune, nu ratam nicio ediție, dar acum, gata, nu mă mai uit, că zici de președintele nostru. E scris cu greșeli, s-a închis să pară de la un om obișnuit, așa, din popor, dar nu s-au obosit măcar să mai plimbe greșelile în text. Așa că primim același text de zeci de ori în fiecare zi. Superb! Ca să ne înțelegem, zicem despre amândoi, zicem despre toți. Asta e meseria noastră. De fapt, asta îi deranjează pe mulți la noi, am observat. Echidistanța, da? Mă rog, este o boală cu care eu am fost diagnosticat de mult, da? Specialiști de renume m-au consultat și s-au pronunțat. Cred că domnului Pătraru îi place mult de Cristian Tudor Popescu. E un fel de echidistanțită, de asta e o boală a ziaristului. Acum ați ajuns la CTV. Super, super deontolog, care zice: bă, dacă eu zic ceva rău de Băsescu, trebuie să zic neapărat să-l mușc un pic de fum. Modalitatea de supraviețuire. Bă, câtă mai porcu eram. La ce comportament am văzut din partea presei în această campanie,
Vai de mine, repet, noi suntem aici să sancționăm derapajele, indiferent de cine le face. Suntem aici să raportăm comportamentele politicienilor și ale instituțiilor la normele democratice. Asta trebuie să știe oamenii când se uită la noi. Uite ce face ăla, uite ce face celălalt, uite ce ar trebui să se întâmple. Am realizat 80% din măsurile pe care ni le-am propus la începutul mandatului. E, știți ce mă gândeam? Cred că asta e cea mai mare greșeală a lui Iohannis referitor la refuzul dezbaterii. Dăncilă poate să spună orice. Am realizat 300% din program. Domnul președinte, veniți dumne și spuneți: nu doamnă, n-ați realizat, iată, n-avem aia, n-avem ailaltă, n-ați făcut ce ați zis, ia uite ce ați făcut aici, cum explicați? De ce să o lași să zburde pe câmpiile patriei cu aceste aberații pe care le spune? O, da, trebuie să te pregătești pentru o astfel de întâlnire. Trebuie să știi chestii. Pe scurt, e de muncă. Și e bine știută relația președintelui nostru cu munca. Că eu asta l-aș fi întrebat aseară: frățică, dar cum poți fi chiar atât de leneș, bă, că pute locul sub tine? Dar na, pe de altă parte, nimeni nu ne ține cu forța în funcții, nu? Nu este vina mea. Când a venit vorba despre justiție, săraca Veo, m-am uitat, era cum sunt căței ăia când trebuie să mergi cu ei la veterinar și ei se prind. Da, îi venea să se ascundă sub masă, nu știa, n-avea legătură, n-a auzit nimic, s-a întâmplat în altă epocă, ea e nouă, ea a crescut salarii, ea e femeie și mamă și... Altfel, Dăncilă a avut întrebări ca lumea, au măturat cu ea prin tot parlamentul. Că așa se întâmplă, unde îi lași pe jurnaliști să vină, vin și pun întrebări nasoale. Iohannis a chemat presa, dar le-a luat jurnaliștilor dreptul de a pune întrebări. Ba, și-a mai bătut și vorba aia de ei, luând întrebări de la studenți. Mâniș Băsescu, cu mârlăniile lui, nu și-a bătut joc de presă cum a făcut-o Iohannis aseară. Poate doar Adrian Năstase, care suprima publicații dimineața la mic dejun, ordonând controle de la instituții, a mai ajuns la nivelul ăsta de bătaie de joc. Dăncilă măcar a zis: trageți, sunt o mamă, o patriotă, mă rog, patrioată, cum zice ea, și se mai înroșea, îi se mai culca cocul, se învinețea, aia, s-a tras fără milă și așa trebuie. Dacă a făcut față, da, în sensul că n-a fugit, că n-a plâns, dar în rest a zis poezia ei: am dat bani, ăla n-a dat nimic, ăla a furat case. Ați auzit, domnul Iohannis? Canci. M-am abținut de la toate aceste lucruri.